Salutare, oameni buni! Bine ați venit, bă, la un nou episod din cariera noastră mirobolantă cu Miuha 960. Like, activați notificările, canalul secund în descriere, follow pe Instagram la Quick1996. Poți să închei video acum. Astăzi vom începe cu o mare simulare cu Bochum. Echipa care se află la retrogradare, au făcut un egal cu Paderborn, în rest au pierdut până și cu Furt, bă. Au pierdut cu Furt. Nu-i batem noi. Nu. Ce? La noi acasă. Să mai îmi zică mie cineva cum că dacă își simulezi acasă câștigi de cel mai mult. Cum dracu, dacă ești pe Bochum nu-i batem cu cea mai bună echipă în teren? Ce? 3-0. Da, am picat pe locul 6, bă, după înfrângerea de mai devreme din simulare. Nu mă așteptam să se întâmple așa ceva vreodată. Oricum, Sandhausen au picat și ei din câte se pare pe locul 5. Avem meci cu ei, acum trebuie să batem și putem urca până pe 3, depinde însă de golaveraj, probabil cu Pauli acolo. Oricum, meci important, că am început atât de prost astăzi, încât din nou poate putem pierde, evident, promovarea. Că așa, să fim românești, o jucăm până la capăt, până ultimul minut să ne căcăm pe noi. Să înceapă, oameni buni, primul meci de astăzi, cu Uldrichis acolo, care în forma vieții a fost jucătorul lunii februarie, puține șanse să fie și în următoarea lună. Și a fost asta, Mulder, minunat. Pasă bună către Chowder. Chowder, pasă bună. Foarte bine cu voi către Timothy. Ue! Și acum Mulder, este Uldrichis acolo. De ce? De ce nu cu capul? De ce nu cu capul? Ești de aia cu cap când te duci, vine miupa, dai în poartă și dar nu, cu picior, nu. Müller. Oh, ce m-a driblat al dracu Müller ăla, bă. Ok, Hans acolo, Linz, Maier, ce pas, no. Doi oameni îl țineau pe ăla de a da golul. Doi oameni n-au fost în stare să oprească mingea aia. Sau pe băiatul ăla. Doi oameni erau pe el. Uite, a stat fix între ei și... Unul mai prost ca altul, e clar, intrăm din nou în pasă proastă. Va fi un final de sezon absolut infernal. Dacă... nu o să reușim să câștigăm meciul ăsta. A, e clar. Dacă pierdem pe ăsta să facem egal, e același lucru. Chowder, se duce Mulder fix cu om pe el. Dar poate devia. Mai e bine cu o. Da, chefusa, Mr. Real Madrid. Trimite în Uldrichis. Nu-i așa? N-a fost în giro ăla. A, ba da. Fii atent că a fost bine pentru noi, mă. Cu cap. Uldrichis sare rusnacul, că după nume e rusnac. Centrarea nu e bună, că... nu-i spre ce trebuie, Timo? Doamne, ferește, cum aruncă cu mingea, mă. Bine, Vandenberg, ce intervenție bună, bă, acolo. Ce frumos a ieșit cu mingea la picior, chiar dacă cred că a greșit la gol, dar a, e, Chowder. Dar nu e nimeni acolo, bine poziționat și scot ăștia, oh, centrarea. Offside, hai de ca, bară și offside. Da, final de primă repriză, oameni buni, din păcate suntem conduși cu 1-0, am avut ocazii, dar nu putem să dăm gol. N-avem omul de gol astăzi aici. Ce dracu să zicem, Cuba a fost efectiv în plus pe teren, Alexander a făcut 65 overall și sper să facă diferența. Timothy a fost din nou, vai de morții și de zile lui, va intra super fane. Și Mulder la fel și el, vai de curul lui. Nu știu dacă s-a auzit tunetul ăla, dar damn, vine tornadă. Este Keito, Nakamura, Alexander și acum Uldrichis și acum este Ștefănescu, super fane, ce dribbling bun! Ăsta e jucătorul meu pentru viitor. Asta este viitorul echipei. O, J. Alexander, în sfârșit ceva notabil, o recuperare bună. Wow, e, asta da. Nazio Pasta, am putea spune, se duce acolo Nakamura Keito. Însă Uldrichis nu este în careu. Ca așa știe el, 2 metri. Pasă bună, J. Alexander, n-am încât în golul, mă, dă golul. Am zis, nasole de el, dar s-a poziționat ca un zeu. Pasa a fost superbă. Și J. Alexander este primul lui gol. Este primul lui gol. Are la fel de multe ca și Timothy. Uah! Da, gândiți-vă numai cum sună asta. Nakamura încă o dată, zeu, pase de gol, gol, face ce vrei tu. Egal, ai egalitate acum. Hai să vedem finalul meciului. Mai avem 20 de minute. Uldrichis se duce, super fane, Alexander cu super pasă, du-te dracu. Super fane acolo, oi, mă ține de minge. Șutul ăla bun, nu a fost să fie. Dar nici n-aveam cu ce să continui, erau toți, bă, erau toți acolo, erau toți. Naka, ia-o de aici. Uldrichis, du-te dracu în careu, nu se duce în careu, dar este acolo! Da, Jirov ăla, care tot meciul a dat, a respins tot ce se putea cu capul. Rusnacul ăla ucrainian sau ce dracu. O, bine acolo, super fane, pasai! În vârf de gât acolo lipsim, mă.
un vârf de gheată. Trebuie să bage la piciorul. Bine, Chowder, poate ultima fază a meciului. A, nu, Girov. E, efectiv, m-a ținut Girov ăla. Ca pe ultimul câine în lesă m-a ținut acolo. Ca pe ultimul câine în lesă. 1-1 scor final. N-avem ce face apărarea ălora. Girov ăla a fost zeu în apărare. Efectiv a fost zeu, nu ajută pe nimeni. Nici pe ei, nici pe noi nu ne ajută egalul ăsta. Clar. Mai ales pe noi după înfrângerea de mai devreme din simulare. Gameș picioare, oricum a fost un meci echilibrat. Ăsta este scorul corect. G. Alexander, omul meciului. Vine încă o simulare cu încă o echipă aflată la retrogradare. Dacă și ăștia ne vor da 3-0, au făcut 3 egaluri la rând băieții ăștia. Cu Bochum, Augsburg și ceva echipă pe care n-am văzut-o, Regensburg. Lais înscrie, senzațional. Intră la cazet în locul lui Mulder. N-a poftim ce fac ăștia aici. A și Rossi, stai că e bine. Nu pot să cred. 2-0. Oameni, o să mai fac o prostie. Asta va fi ultima simulare a sezonului. Asta va fi absolut ultima. Sper să fie o decizie bună. Sper să nu o dau de gard rău de tot cu simularea asta. Pentru că dacă pierdem și acum, nu știu ce să zic de șansele noastre la promovare. Sau cel puțin la baraj. Vă rog, păi, suntem acasă. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Aue, ne bate. Doamne ferește, suntem pe locul 8, 42 de puncte. Pe locul 3, 46. Bă, încă putem ajunge acolo fără doar și poate. Însă trebuie să încurce și ceilalți. Aia e clar. Avem acum însă meci cu o echipă foarte, foarte slabă. Pe penultimul loc se află Dresden. Da, toată echipa noastră are 70 sau 70 plus. Însă la ce bun dacă nu promovăm, așa că băieți, vă implor. Cu Dresden, haideți să câștigăm. Este echipa de pe penultimul loc. Sunt aproape cei mai proști. Itonaka Mura nu face tâmpenii, băieți. Hai să o jucăm simplu mai bine. Hai să o jucăm simplu, la victorie. Să dăm cât mai multe goluri cu putință. Sau, mă rog, un 2-0, eu zic că nu, ăștia nu pot întoarce un 2-0, mă îndoiesc. Dacă reușim un 2-0 rapid, tot o să fie absolut perfect. Pasă bună, pasă bună, Timothy. Fugi, Timothy. Du-te, mă, că ai viteză, măcar atâta. Scapă, Timothy. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Dulevic, Kone, da, suntem dominați de echipa de pe penultimul loc. Ca să vedem, ai de... Da, de asta mi-era frică. Demlapa, cu capul, evident. Ce... Doamne ferește, am jucători care nu pot să dea atât de tare cu piciorul cum dă ăsta cu capul, mă. Cum a dat ăsta aici. Efectiv, intră orice la adversar. Nu există scripting. Hai de Naka, hai de capul meu, direct pe portar, mă, deviată, dar dă-o, dracu. Așa, oh, Timothy, te rog, dă pasă bună. Așa, așa, e bine, 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 bine. Chowder, pasă frumoasă, cum o, no, scoate boss. Că de ce să nu scoată boss în final de repriză? Vai, ce bun era un 1-1 la pauză. Da, o să-l bat pe Timothy în bandă în locul lui Mulder. Știu, dar parcă avem nevoie acolo de ceva nou. Că nici Rossi nu e cine știe ce. Îl punem pe Ștefănescu în atac. Sper să fie o mutare bună și să-l reprofilăm, de ce nu, pe băiatul ăsta. Haide, Chowder, haide, Chowder. Du-te acolo, Naka, hai că ai viteză. Fugi! Fugi, Naka, Murad. Am văzut pe Chowder, se duce atât de bine. Cât de bine a venit. N-ai mă cu cine, n-ai mă cu cine. Va fi revoluție. Indiferent dacă vom promova sau nu în echipă în vară. N-ai cu cine. Apare ăla de acolo, dă-o dracu de treabă cu orice handicapat. De și fundașul și portarul dacă venea de gol de acolo. Doamne ferește, așa ceva. Da, da, asta se întâmplă, ratez tot meciul din faze imposibile și vin ăștia și dau un gol de la mama dracu. Hai cu capul acolo, bine, Marinescule. Trăiască măta, bine, Șumi. Hai cu bot, Doamne ferește. E penalt, e penalt, bă, băiatule. Cu penultima clasată ne dau ăștia 3-0, bă, așa ceva. Echipa de pe penultimul loc, nu pot să cred ce văd aici. Nu pot să cred ce văd, apără însă mușat. Și sare mingea la noi, mă mir. Atunci ăla-i sare mingea, efect, nu pot să fac nimic. Sare mingea și că joc Ultimate Team aici, bă. E incredibil ce văd, incredibil ce văd. Pierdem meciul cu penultima clasată și probabil vom pierde și promovarea în Liga 1. În Bundesliga. Ne-au dominat la șuturi. Deci a sărit mingea la ei tot meciul. Tot meciul a sărit mingea la ei.
Așa ceva, mereu cu echipele slabe se întâmplă drăcovenia asta, la fel ca în Ultimate Team. Când ai echipă bună și de o echipă slabă, trage jocul cu echipa adversă. Suntem pe locul 9 cu 42 de puncte, pe locul 3 Sandhausen cu 49 de puncte. Da. Șanse încă mai sunt, pentru că mai sunt, dacă nu mă înșel, 3 meciuri. Șanse mai avem de promovare. Cu Pauli, meci foarte greu, la fel și cu Nuremberg și cu ultima clasată, Wehen. Nu am mai trăit așa ceva până acum într-o carieră, sincer. Niciodată nu m-am aflat într-o astfel de situație, dar de obicei totul se termină cu bine. Să ajungem la baraj ar fi o minune însă, sincer. Avem meciuri grele cu Nuremberg, care poate să fie contracandidată principală, și cu Pauli acolo, care și ei se luptă la promovare, la locul ăla de baraj. Oricum, ne auzim data viitoare, să aveți o zi absolut fantastică, nu uitați de like, Instagram, canal secundar în descriere și să activați notificările. Eu am fost cu ei, ciao.